cât de măreț e Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. N-am crezut că voi fi prins într-un grafic așa de la Dumnezeu să ajung aici, să fie și o sărbătoare de binecuvântare, să ne bucurăm la binecuvântarea unui copilaș, parcă aș face parte din această familie, slăvit să fie Domn. A rânduit Dumnezeu lucrurile și de aia am exclamat cât de mare este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le are în controlul Lui. Și îmi place la binecuvântări să spun câte o întâmplare din familie, ca să vă fac să vă încurajați. Mulțumesc. Să se audă mai bine, să nu deranjăm. Vă spuneam de o întâmplare, deci modul cum Dumnezeu conduce evenimentele la minute. Nu ați auzit la Crăciun de steaua aceea cum a venit, cât de precis a fost prezența stelei, ce minune s-a făcut ca să fie deasupra ieslei, să-i ducă, să-i călăuzească pe magi. Știți că o stea are o evoluție ciudată. Poetul spunea la steaua care a răsărit o cale așa de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă și spunea el într-una din strofe că pe ceruri suie era pe când nu se zărea, azi o vedem și nu e. Deci e o chestie de timp, de o călăuzire dumnezeiască ca să fie steaua prezentă la nașterea Fiului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Eram la primăria Arad în 1990. Trecuse Revoluția, m-am dus să rezolv problema locuinței și după ce am mers pe unde aveam de mers, am trecut pe lângă secretariat, pe lângă biroul primarului. Și în secretariat vorbeau două doamne, una era secretara și una era una din primărie, probabil. Deci, într-un minut sau în câteva secunde, eu eram la ușă și am auzit ce a zis o doamnă către cealaltă. Și a spus secretara, a venit cineva din Germania cu ajutoare și cer o listă cu familii, cu copii. Eu când am auzit, nu numai că am fost în momentul acela acolo, dar aveam la mine, că așa pregătește Dumnezeu, certificatele de naștere a celor 8 copii, pentru că fusesem la spațiul locativ să-mi cer o casă, așa cum știți că este în România, trebuie să bați mult la ușă și mai ales când aude că ai copii, știe că ești pocăit și etc. Și am zis, nu vă supărați, dacă tot trebuie să faceți o listă și un tabel cu familii care au copii, și eu sunt un om care am o familie cu 8 copii. Nu cred, a zis doamna. S-a uitat una la alta, nu arăt, sigur că arătam la vârsta aceea, 30 și ceva de ani, a zis, nu credem. Și am zis, doamna, am certificatele la mine. Da, aveți certificate. Și când am înșirat așa 8 certificate pe masă, s-au mirat, am fost trecut pe tabelul acela, și veneau pachete la Paști, la Crăciun, cu ciocolată, cu dulciuri, o Românie eliberată, o Românie care am avut numai pufuleți, poate, sau Eugenia, sau ciocolată rom până la 90, au venit și copiii s-au bucurat și astăzi ei povestesc ce frumos era când deschideam un pachet care venea din Germania. Cine a călăuzit pașii mei ca în minutele acelea să fiu la ușa cabinetului antecamerei primarului și cele două doamne să vorbească despre acest tabel pentru familiile cu copii. E mare Dumnezeu! Slăvit să fie Domn! De aceea vreau să vă încurajez, stimați familiști. Am în această seară un examen mai greu, așa. Vreau să mă adresez un pic familiilor și biserici. M-am uitat la pasajul acesta din Psalmul 126, și spune versetul 1, o casă și o
cetate. De nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. De nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și spunea ucenicilor Mântuitorul, și sigur s-a referit și la biserică. Biserică, de fapt, vine de la cuvântul basilica, care înseamnă fortăreaț. Deci, o casă, o familie și o cetate, o biserică. Și vreau să mă adresez cu ajutorul lui Dumnezeu, pe scurt, mă uit la ceas, nu vă temeți, nu depășesc, vreau să înțelegeți, știu că un adevăr se poate spune și în cuvinte puține, vreau să vă încurajez, vreau să vă îmbărbătez și vreau să spun ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună. Deja Dumnezeu a vorbit prin gura fratelui Claudiu dinaintea mea, Domnul să-l binecuvânteze, deja Dumnezeu v-a spus ceva. Sunteți într-un loc, sunteți într-o țară, aveți de apărat o cultură și mai mult decât atât, nu numai o cultură românească, ci o credință, căci este o credință, un domn și un botez, slăvit să fie Domnul. Și aveți o mare misiune, puteți fi influențați de cei din jur, de popoarele care sunt aici, că nu sunteți singuri în Franța, singuri sunt și francezii și străinii și sunt mulți aici și sunteți ca niște lumini și privesc spre dumneavoastră. Aveți o mare misiune, Domnul să vă binecuvinteze. Privesc oamenii spre dumneavoastră, dar privește și iadul spre familie. Se uită, ar vrea să trântească la pământ copiii noștri. Și m-am gândit la micuțul Isahar care a fost adus și noi ne căutăm să-i dăm o semnificație numelor evreiești. Și m-am gândit să ne uităm un pic la numele ăsta și să-i dau o conotație românească, să adaug un pic ceva la numele lui și să spun așa, când va scrie fratele, îi va scrie fratele Liviu copilul, îi va crește mare și când va scrie numele lui să scrie I s-a dat har, slăvit să fie Domnul, să țină minte, să îi spună când va crește mare la binecuvântarea ta, un frate care a fost atunci un slujitor a spus I s-a dat har. Slăvit să fie Domnul, să fie harul lui Dumnezeu peste el, să-l ocrotească Dumnezeu. Fraților, m-am gândit că s-a vorbit aici despre poporul Israel. Cum au reușit ei să se conserve, să-și păstreze credința, să-și învețe copiii? Au rămas cu o identitate până astăzi. Foarte, foarte curios, dar foarte bine pentru noi în seara aceasta. Vreau să mă adresez familiilor, citesc din Psalmul 78, iată ce i-a motivat pe evrei să-și păstreze cultura. Ei unde au mers, în țările unde au fost împrăștiați, au construit sinagogi, i-au învățat pe copii limba lor maternă, ca să zic așa, limba cărții sfinte, i-au învățat legile și poruncile și sigur au învățat și limba poporului unde au locuit. Vorbeau mai stâlcit, e adevărat, vorbeau cu accent, evreii din România, eu mi-amintesc, am avut, vin dintr-o zonă preponderent evreiască, dacă vreți să vă spun, am urcat prin podul sinagogii când am fost copil, ei au plecat din zona respectivă, au plecat în Israel, dar iată ce spune Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, spune psalmistul, îmi deschis gura să vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. Deci trei lucruri, da, nu uitați, laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Iată, tata care devine bunic, tatăl, copilul și așa mai departe, din generație în generație. Pentru ca aceștia, 1, să-și pună încrederea în Dumnezeu, 2,
să nu uite lucrările lui Dumnezeu și 3, să păzească poruncile lui. Simplu. 1, 2, 3. A pus, da, voi vesti neamului de oameni laudele Domnului, puterea lui și minunile care le-a făcut și vom învăța copiii noștri ca să știe să-și pună încrederea în Dumnezeu, ca să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Dumnezeu să vă ajute, dragi părinți. Faceți-vă timp și învățați, faceți-vă timp și strângeți-i la rugăciune, faceți-vă timp și educați-i, stați cu ei, povestiți-le lucrările lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la femeia aceea care a luat cei doi copii și i-a închis în casă când a înmulțit un de lemnul. Profetul a spus, închide ușa după tine și cu ei împreună să vadă și ei acea minune. Vorbiți-le copiilor despre aceste minuni. Puneți încrederea aceasta în inima lor, pentru că sunt convins că ați văzut mâna lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Eu cel puțin când mă uit în urmă, de copil când mă uit, cel puțin de 4 ore am fost salvat de la moarte sigură. Dumnezeu m-a ocrotit și dacă sunt în viață, sunt pentru că Dumnezeu m-a ocrotit și am văzut mâna lui Dumnezeu. Dragi părinți, vorbiți-le copiilor și arătați-le aceste minuni, arătați-le cuvântul lui Dumnezeu, zăboviți lângă acest cuvânt al lui Dumnezeu, învățați acest cuvânt, stați cu ei și povestiți că trece timpul așa de repede, spune cartea Eclesiastul. Tinerețea și copilăria, zorile vieții sunt trecătoare. Dumnezeu să vă ajute. Apoi voi citi pentru biserică. Voi citi din cartea Neemia, foarte succint, le citesc așa cum sunt. Iarăși, iată, au venit din prizonerat, ca să zic așa, s-au întors în Ierusalim, Ierusalim arăta jalnic, zidurile care înconjurau Ierusalim erau dărâmate, au trebuit refăcute, era o luptă puternică și în Neemia, capitolul 4, o să mai citiți dumneavoastră și acasă, aș vedea și văd aici parcă pe plan spiritual, ca o luptă spirituală cu ceea ce ne confruntăm și noi, ca biserică. Trebuie să construim un zid de protecție, să avem o învățătură care să o spunem, să nu fie influențată biserica de învățături străine, să ne strângem în jurul lui Cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să participăm cu toții la această lucrare. Dacă se va anunța o zi de poștă de rugăciune de către conducere, frați, membri ai bisericii, aliniați-vă, strângeți-vă. Iată ce frumos spune aici în cuvântul acesta, este un pasaj întreg, nu-mi permite timpul să-l consum tot, dar vă citiți acasă, luptele care au fost, intimidarea din partea străinilor, intimidarea din partea diavolului care lucrează prin oameni, cred că și dumneavoastră simțiți această amenințare a răului, a vrăjmașului, a diavolului care caută să aducă tulburare și de multe ori biserica este în derivă, în tulburări de tot felul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să înțelegeți că sunteți o cetate pe care cel rău vrea să o demoleze, îl deranjează, încurcați planurile lui și îi stricați mendrele lui și de aceea se luptă și se războiește. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, pentru casele voastre. Dumnezeu să vă ajute. Dar spune versetul mai înainte, un verset de mai înainte, versetul 13, am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tari, poporul pe familii. Și i-am așezat pe toți săbiile, sulițele și arcurile lor. Fraților, calea credinței, pe calea credinței este o luptă. E o luptă grea, pe viață și pe moarte. De aceea, luptați-vă să păstrați unitatea bisericii, rugați-vă împreună, postiți împreună, veniți la casa lui Dumnezeu când puteți, străduiți-vă, puneți suflet, pentru că la un moment dat, spune Neemia și-a dat seama, se spune așa, lucrarea este mare și întinsă, a spus Neemia, mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții,
Și ce bine se potrivește pasajul aici. Am călătorit, am fost până la Moruș cu mașina, ce greu, ce mult, cu kilometri încolo, încoace, autostrăzi blocate, am venit într-o noapte și m-am rătăcit, au blocat autostrada, GPS-ul spunea una, eu nu mai știam ce să fac, eram în orașul unde trebuia să ajung, dar atât de zăpăcit am fost încât l-am sunat pe genele meu și a venit și a spus, tate, dar ești la 2-3 minute, ești în oraș. Nu mai știam, vă dați seama, foarte greu. Sunteți împrăștiați în zona aceasta și e nevoie de o convocare uneori, e nevoie de o păstrare a legăturii și spunea, la sunetul trâmbiții să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Asta înseamnă sacrificii. Nu se poate încerc să fii dus pe flori. De aceea, dacă vor fi sacrificii, posibil să primiți, să găsiți o hală, să o transformați, să vă mutați. Nu știu că tare complicată este situația aici, nu vă lasă francezii să vă faceți casa de rugăciune. Va fi o luptă într-un fel sau altul. Uniți-vă, strigați către Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care face minuni. Numele Lui să fie binecuvântat. El va avea grijă de dumneavoastră, va binecuvânta poporul, dar să rămâneți uniți. Faceți-vă datoria și partea din familie, pentru că familia este o mică biserică, și faceți-vă partea în adunare ca biserică, pentru că biserica trebuie să fie ca o mare familie. Atunci s-a atins scopul, Dumnezeu își face lucrarea și în familiile noastre și în biserica noastră. Domnul să vă binecuvânteze, să vă ajute, să auzim lucruri frumoase și dacă nu ne vom mai vedea, să ne vedem în împărăția Lui, bucurându-ne cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Amin.